Bună draga mea, sunt Luna Ala. În prima jumătate a acestei săptămâni, aspectele defavorabile ale planetelor se concretizează. Persoanele din jurul tău pot provoca agresiunea sau conflict cu tine, pot crea obstacole în calea activității tale. Acum merită să lucrezi independent, să fii sinceră și deschisă. În prima jumătate a săptămânii va fi posibilă descoperirea intrigilor anterioare pentru a clarifica situațiile lăsate în ceață. În orice acțiuni, cum ar fi responsabilitățile, coerența va fi importantă. A doua jumătate a săptămânii este mai favorabilă. Ritmurile cosmice vor influența pozitiv acțiunile noastre. Există șansa de a face o descoperire progresivă rapidă în multe domenii ale vieții. Încearcă să ai inițiativă, activitate, calculează analitic totul și în același timp nu-ți fie frică să îți asumi riscuri. Curajul deschide toate căile bune riscul va fi răsplătit. Va aduce mai mult romantism, va crește probabilitatea de a întâlni noi cunoștințe. Dorința de libertate personală va crește. Între timp, încearcă să-ți monitorizezi discursul, nu spune prea multe, nu insulta sau discuta în contradictoriu cu alte persoane. Până la 12 septembrie este din Zodia Fecioarei într-un aspect armonios pentru Saturn, definește o perioadă fructuoasă, creativă în toate direcțiile. Mulți vor reuși să rezolve probleme insolubile anterior. Această perioadă este un moment prielnic pentru recuperare, măsuri de reabilitare pentru tratamentul bolilor cronice. Un efect pozitiv poate depăși toate așteptările. 14 septembrie se anunță a fi o zi luminoasă, plină de evenimente și contacte. Poate sfârșitul unei relații fără speranță și începutul unei relații noi, vibrante, romantice. Mercur pe 14 septembrie intră în balanță. Începe toamna de catifea, o mulțime de călătorii de afaceri și negocieri. În aceeași zi Venus se va alătura Mercurului în balanță. Se apropie un moment favorabil pentru o parteneriate, refacere sau încheierea armonioasă a legăturilor și contactelor. Este timpul deciziei parteneriatului. Dar hai să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec, Săptămâna aceasta este de așteptat să apară mici cauze de alarmă. Cel mai probabil aceste probleme vor fi provocate de cineva dintre membrii mai tineri ai familiei sau reprezentanții ai generației mai în vârstă. Începutul săptămânii va fi destul de stresant. Acest lucru se aplică în primul rând părinților. Poate copilul te va îngrijora cumva. Măsurile educaționale, restricții și sancțiuni în această perioadă pot fi ineficiente. Păstrează-ți cumpătul, încearcă să acționezi ferm, dar nu dur. De la mijlocul săptămânii situația se va schimba, iar copilul tău va deveni mai ascultător când lucrezi, încearcă să nu fi distrasă de conversațiile cu colegii. Este extrem de nedorit să discuți cu ei viața personală, planurile imediate, veniturile sau problemele de bunăstare. Dacă ești singur, ar trebui să-ți transformi în fățișoare și să mergi la vânătoare pentru atenția domnilor de sex opus. Săptămâna este extrem de favorabilă pentru acest lucru, dar reține că premisele interne pentru oricare dintre acțiunile tale trebuie să aibă un început spiritual. În acest caz sunt pur și simplu de succesului. Fă timp pentru autoeducație, nu evita călătoriile scurte precum și ieșirile din oraș. Discută mai mult cu oameni noi, dacă este necesar, poți cere ajutor și cu siguranță îl vei primi. Dacă trăiești o perioadă proaspătă de dragoste, la începutul săptămânii poți agrava în mod involuntar relația cu persoana iubită. Motivul probabil pentru aceasta este lipsa de înțelegere reciprocă în sfera intimă. Ține cont de dorințele partenerului și nu solicita îndeplinirea justă și exactă a solicitărilor tale. În a doua jumătate a săptămânii va trebui să încerci să restabilești armonia în relația. În weekend te așteaptă un eveniment care îți poate da o mulțime de emoții pozitive. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur Săptămâna aceasta există riscul să cedezi provocărilor de la o persoană destul de vicleană. Nu este exclus faptul că poate apărea un nou concurent de afaceri sau un angajat care, în secret, visează să-ți ia poziția. Protejează proprietatea familiei și respecte sentimentele gospodăriei tale. Nu este indicat să decizi unilateral cum va fi reparația casei, ce va fi pe masa familiei și cum ar trebui să petreceți weekendul. Dacă ești singură, nu este indicat să încerci pe o relație de dragoste cu o persoană legată deja de căsătorie. Este contraindicată supraalimentarea și rămânerea în spațiul virtual mult timp. Mai ales, controlează-ți cu atenție gândurile, declarațiile, execută doar acțiuni deliberate. În această perioadă vei primi un cadou ciudat tot ceea ce vei visa va prinde treptat viața. Această etapă este ideală pentru învățarea de noi cunoștințe, singure sau într-o instituție de învățământ, la sfârșitul săptămânii, în perioada 14 la 15 septembrie, acorde atenție reprezentanților sexului opus. Dacă nu ți-ai întâlnit încă sufletul pereche, ai toate șansele să găsești dragostea adevărată. În prima jumătate a săptămânii pot să apară complicații în familie. De exemplu, poate apărea un conflict între pasiune și rudele apropiate. Această situație este foarte probabilă dacă trăiești împreună cu părinții. Încearcă să separi părțile în și așteaptă. Tem miercuri, tensiunea va scădea, iar armonia va fi readusă treptat în familie. În prima jumătate a săptămânii nu este de dorit să inviți rude și colegi de muncă în vizită. Acest lucru poate duce la agravarea conflictului. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Gemeni în această săptămână vei fi ținută în suspans de către persoana de care depinde rezultatul unor evenimente, întrebări importante. Pentru că așteptarea să nu fie atât de deprimantă, încearcă să-ți orientezi atenția către alte aspecte. Poți face antrenamente sportive, poți face curățenie între pereții casei, poți experimenta o dietă, poți termina proiectul de birou, poți găsi un prieten nou, îți poți actualiza paginile de socializare sau poți face autodezvoltare. Nu te încrede în oamenii pe care îi vezi doar pentru prima dată. Există o mare probabilitate de a te apropia prea mult de o persoană care nu merită. Astrele te încurajează să pui în ordine atât lumea ta interioară, curățenia în casa ta, precum și în viața personală. În prima zi a săptămânii nu sunt excluse neînțelegerile în financiare, deci verifică cu atenție conturile și ai grijă de detalii. Acum trebuie să fii ghidată de logică, nu de sentimente. În perioada 10 la 11 septembrie, evită problemele de bani și ascultă intuiția. Ar trebui să acorzi mai multă atenție sănătății în prima jumătate a săptămânii. În aceste zile, probabilitatea de răcel crește brusc. Pentru a te îmbolnăvi, va fi suficient să îți umezești puțin încălțămintea. Problemele de sănătate îți pot afecta planurile de muncă. Aceste zile sunt nefavorabile pentru noi cunoscuți și pentru clarificarea relațiilor cu rudele. În mod inconștient poți provoca situații de conflict deoarece îți va fi dificil să-ți controlezi emoțiile. A doua jumătate a săptămânii este o perioadă de armistițiu. În weekend ar trebui să fii atentă la sfaturile prietenelor. Ei îți vor oferi indicii potrivite. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. RAC! Această săptămână este probabil să fie plină de griji plăcute. Poate că în zilele următoare va avea loc un fel de sărbătoare în familie, o petrecere la casa unui prieten mai bun sau un eveniment în aer liber. Dar cu pregătirea acesteia nu trebuie să uiți de îndatoririle profesionale și alte chestiuni. Dacă te afli în vacanță sau ești la pensie, ar trebui să ai grijă de confortul de acasă. Săptămâna aceasta pe astrograma ta apare o pace emoțională. Abține-te de la reproșuri, argumentări, insulte și gelozie în legătură cu partenerul de căsătorie. Trebuie să-ți înfrânge emoțiile cu toată puterea, fără să spui celor dragi lucruri neplăcute. Îți distrugere Relația. Păstrează-te sub control. Dacă conflictul este inevitabil, încearcă să acționezi diplomatic. Dacă ești singură, ai șansa unei întâlniri fatidice. Acum nu este cea mai bună perioadă pentru antrenament, vor fi foarte puține beneficii. Încearcă să fii singură seara pe 14 septembrie. La începutul săptămânii va trebui să îți limitezi cheltuielile. Acum nu ar trebui să cumperi cadouri pentru copii și persoana iubită, altfel riști să te pui într-o situație financiară dificilă. Nu trebuie să te aștepți la surprize și achiziții scumpe din partea pasiunii tale în această perioadă. Situația nu favorizează. Astfel de cheltuieli. Riști să strici relația dacă începi să faci reclamații persoanei iubite. Amână luare de decizii grele pentru tine până în a doua jumătate a săptămânii. În weekend vei putea rezolva majoritatea problemelor, în special cele legate de finanțe. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Leu! În această săptămână vei fi controlată de instinctul animalic. Nu te încrede în el în probleme personale sau profesionale. Există riscul de a pierde o mulțime, de exemplu relații de dragoste de lungă durată care se rup din cauza unei aventuri spontane sau din venituri datorate investițiilor iraționale de capital. Dacă te afli sub pragul de 40 de ani, ar trebui să experimentezi în stil. Nu încerca să copiezi pe cineva, omorându-ți astfel unicitatea. Stelele desfătuiesc să comunici cât mai mult cu cei care îți împărtășesc părerile despre viață. Ai nevoie mai mult decât oricând de sprijin, și în acest caz șansele de succes cresc uneori. În decurs de o săptămână vei putea rezolva toate problemele apărute, cu condiția să analizezi cu atenție situația. Nu-ți fie teamă să te deschizi către nou. La începutul săptămânii ești predispusă să mergi înainte, indiferent de părerile celor dragi. Încercările de a-ți limita independența și libertatea de comportament îți vor provoca o indignare legitimă. Totuși, nu ar trebui să intri într-un conflict. Nu vei îmbunătăți situația, ci, din potrivă, o vei agrava și mai mult. Poți corecta situația dacă amând conversațiile importante pentru a doua jumătate a săptămânii. Mai aproape de weekend este posibil să ai șanse bune să mergi într-o călătorie interesantă. Acesta este un moment bun pentru a studia. De asemenea, acesta este momentul potrivit pentru a decora locuința, a cumpăra diverse pături, covoare, perne, figurine, tablouri și corpuri de iluminat. În weekend poate avea loc un consiliu important al familiei, în cadrul căruia viitorul va fi stabilit. Poate o întrebare legată de copii. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Făcioara în această săptămână vei avea ocazia să crești ușor veniturile. Poate că acest lucru va fi facilitat de vânzarea cu succes a anumitor lucruri sau de dezvoltarea unei dintre ideile de afaceri găsite pe internet. Nu este cel mai bun moment pentru călătorii lungi și experimente în domeniul sentimentelor. Dacă ești nemulțumită de tine, însă îți poți începe lupta pentru armonie și frumusețe, dar este important să nu exagerezi în această chestiune. Sistemul nervos are nevoie de o odihnă completă. Încearcă să nu răspunzi agresiv la negativitatea venită de la un străin. La sfârșitul săptămânii, planetele care te patronează și te vizitează se vor stabili în așa fel încât să poți face față oricăror dificultăți. Dar amintește-te că, cheltuindu-ți puterea în argumentări și dispute, nu vei obține nimic. Prin urmare, aruncă cu înțelepciune calul troian primit. În special, vorbește mai puțin și absoarbe informații. La sfârșitul săptămânii, în perioada 14 la 15 septembrie, acordă atenție vieții personale. Vei avea un hobby serios, dar este recomandat să te abții de la noi cunoscuți, în special în transportul public. Nu ar trebui să urci într-o mașină cu străini, altfel nu pot fi evitate problemele. De asemenea, nu discuta detaliile vieții personale cu persoane necunoscute. Cuvintele tale te pot răni rău. Aceasta este în special o perioadă bună pentru cei căsătoriți. Partenerul va arăta o mare grijă și tandrețe față de tine. Viața intimă este de asemenea armonizată. Weekendul este de preferat să fie petrecut în afara casei. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Balanța. În această săptămână vei fi obligată să te întorci la treburile nevăzute. Poate că acest lucru va fi determinat de o persoană care nu este în măsură să argumenteze, de exemplu, o rudă autoritară sau un șef. Nu te așteaptă alte probleme în zilele următoare. Dacă ești singură, are sens să extinzi lista de întâlniri. Există șansele ca la o întâlnire să aibă loc cu un potențial partener de căsătorie. Dacă nu ai trecut pragul de 40 de ani, nu este recomandat să acționezi impulsiv sau să te lauzi cu gadgeturi noi. Săptămâna oferă o perioadă pașnică în toate domeniile vieții. Te vei bucura de tine și de tot ceea ce te înconjoară. Iartă-te pe tine și pe ceilalți pentru greșeli și erori. Dacă dorești să începi ceva nou, este necesar să cântărești în stilul caracteristic totul în mod obiectiv și să întocmești un plan de acțiune detaliat. Acum nu este momentul potrivit pentru evenimente sau experimente riscante. Astrele te sfătuiesc să te concentrezi pe afaceri și să eviți agățatul inactiv, mai ales când vine vorba de vizite în cluburi și petreceri prietenoase. În primul rând, situația financiară nu este cea mai potrivită pentru astfel de distracții. În al doilea rând, relațiile cu prietenii se pot deteriora brusc, astfel încât întâlnirile inutile nu vor face decât să crească probabilitatea unor certuri. A doua jumătate a săptămânii va fi asociată cu îmbunătățirea relațiilor conjugale. Prin planificarea comună vă puteți combina eforturile în jurul obiectivelor comune. Este de asemenea un moment bun pentru a începe o dietă. Petrece weekendul cu familie sau cu oamenii pe care îi iubești. În un weekend, orice activități culturale sunt binevenite. De asemenea, este bine să faci caritate. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Scorpion, această săptămână îți poate oferi surprize de a fi jenată de propunerea sau întrebarea fără tact a cuiva. Cel mai probabil vorbim despre un moment personal, de exemplu, o expresie de simpatie sau pasiune. În problemele profesionale, Astrele îți recomandă alegerea unui model de comportament de tip lup singuratic sau mai bine ca scorpion la vânătoare. Orice proiect colectiv, cel mai probabil, va ieșua din cauza incapacității de negociere cu partenerii. O vizită neplăcută nu este exclusă la sfârșitul săptămânii. Poate că o persoană a care societatea este apăsătoare pentru tine va veni în vizită. Abține-te de la un comportament dramatic și folosește prudență extremă pe drum. Trebuie să te odihnești corect, mai ales că acum este cel mai bun moment pentru asta. Dacă intenționezi să-ți actualizezi sănătatea, pune gândul deoparte pentru 11 septembrie. În această zi, orice tratament de wellness va fi cel mai bun. Fi moderată în toate. Copiii vor face o labirint pe creier, dar trebuie să treci peste acest lucru fără a ieșua. Circumstanțele externe sunt defavorabile pentru tine. Este posibil să fie nevoie să fii activă, dar datorită recesiunii energetice nu vei putea să te descurci cu stresul. Încearcă să-ți aduni forțele și să îndeplinești ceea ce ți se cere. Altfel, sunt posibile diverse sancțiuni neplăcute. Până la demolare psihică. A doua jumătate a săptămânii îți va permite să actualizezi și să corectezi situația. Relația ta de dragoste va deveni mai puternică și mai stabilă. Petrece mai mult timp comunicând cu cei dragi. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Săgetător! Astrele îți recomandă să nu ți asumi riscuri în această săptămână. Până în prezent, succesul este prevăzut exclusiv în ceea ce a fost studiat până în cele mai mici detalii și poartă o notă de banalitate. Dacă ești în căutare pentru un loc de muncă decent, nu ar trebui să crezi în promisiunile puternice ale potențialelor angajatori. Este puțin probabil ca El orașul de aur, să fie găsit de cei care încearcă să se îmbogățească folosind internetul. Multe emoții pozitive care sunt probabil să-ți fie date de membrii mai tineri ai familiei. Dacă ești și singură și tânără, are sens să ieși mai des din casă. Există o șansă fie să stabilizezi viața personală, fie să faci parte dintr-o petrecere foarte interesantă. Săptămâna nu-ți aduce niciun fel de dificultăți și probleme. În primele zile, evită orice activitate intelectuală, vei cheltui multă forță, dar nu vei primi niciun rezultat. Acum mai mari oportunități printre noi cunoscuți. Timpul va trece bine printre cei dragi. Există riscul de a avea complicații în relațiile cu reprezentanții autorităților și statul de drept. În acest sens, astrele îți recomandă să acorzi o atenție sporită respectării legii. Orice încălcări ale regulilor drumului nu vor trece neobservate, așa că șoferii ar trebui să fie extrem de atenți. A doua jumătate a săptămânii va fi asociată cu surprize plăcute. De exemplu, este posibil să câștigi în mod neașteptat la loterie. Sunt posibile surprize în relațiile cu persoana iubită, cadouri, călătorii distractive, cuvinte dulci pentru inimă. Petrece weekendul cât se poate de distractiv și întotdeauna într-o companie plăcută. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn, Astrele te atenționează că în această săptămână vei simți un simptom neplăcut analizează starea organismului pentru a identifica și a exclude o exacerbare a unei boli cronice. În restul cazurilor, anxietatea nu este prevăzută. Dacă ești angajată, poți obține o acreditare plăcută și foarte promițătoare. Dacă lucrezi pentru tine însă, ți nu ar trebui să duci corpul la oboseală extremă în aceste lucrări. În general, pe astrograma ta apare un început încordat de toamnă, găsirea unui limbaj comun cu ceilalți va fi problematică. Complexele vechi se pot agrava, chiar îți poți pierde credința în tine însăți. Singurătatea te va ajuta la netezirea situației, comunică cu ceilalți doar dacă este absolut necesar. Nu reacționa vizibil la măgulire, tratează obiectiv. Sâmbătă și duminică, curățenie generală precum și revizuirea relațiilor nu vor strica. Nu-ți fie teamă să te desparți de cei care te trag în jos. Săptămâna aceasta nu ar trebui să-ți asumi riscuri, mai ales cele care pot duce la deteriorarea proprietății. Ai grijă atunci când utilizezi echipamente tehnice și când manipulezi focul. În luni și marți există un risc deosebit de ridicat de vătămare, rănire sau arsuri. Nu este cel mai bun moment pentru a plăti cumpărăturile cu cardul de credit și pentru a obține un împrumut de la o bancă. Încearcă să trăiești numai prin mijloacele tale, nu da și nu împrumuta bani. A doua jumătate a săptămânii va fi asociată cu îmbunătățirea relațiilor de familie. Pentru weekend poți planifica o excursie în afara orașului, de exemplu, la un picnic. Weekendul este un moment minunat pentru a uita de toate și pentru a te odihni în compania celor dragi. Dacă ai o familie, poți aranja un eveniment romantic. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Vărsător în această săptămână, astrele îți recomandă să reduci activitatea. Pe astrograma ta, furnizarea de vitalitate nu va fi prea mare, ceea ce va complica ușor îndeplinirea obiectivelor stabilite anterior. O dietă echilibrată, sucuri naturale și o pregătire fizică adecvată te vor ajuta la creșterea potențialului energetic. În această săptămână, problema legată de intrarea în moștenire sau împărțirea proprietăților poate fi soluționată cu succes. Vei fi norocoasă și dacă ai planificat mutarea. În tranzacțiile imobiliare, ți se recomandă să te comporți cât mai atent. Aruncă o privire atentă la tot ceea ce se va întâmpla în această săptămână. Acest lucru îți va arăta adevărata atitudinea ta față de tine și de viața în general. Stelele te sfătuiesc vehement să eviți să fii egoiste și să eviți să acorzi atenție doar propriilor nevoi. Altfel, rezultatul poate fi cel mai trist. Stelele te sfătuiesc să eviți criticile și condamnarea celorlalți. O astfel de atitudine va submina încrederea persoanelor apropiate. Modestie și blândețea, toleranța și altruismul sunt necesare acum. Poți fi nevoită să te confrunți cu dificultăți în parteneriate. Pasiunea ta poate începe să se comporte prea capricios, prea direct, ceea ce va cauza probleme. Cel mai probabil va trebui să faci fața consecințelor acțiunilor unei rude din partea familiei tale. Într-un parteneriat de afaceri este posibilă încălcarea obligațiilor contractuale și a pierderilor financiare. Astrele îți recomandă ca cele mai importante decizii să fie amânate până în a doua jumătate a săptămânii, de preferință joi sau vineri. În aceste zile situația va deveni mult mai calmă și mai armonioasă, iar deciziile luate vor fi corecte. Weekendul îți poate oferi o mulțime de impresii romantice. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Pești. În această săptămână nu ești ferită de eșecul în relațiile amoroase. Oricât de severă este durerea mentală, nu-ți permite să numești ceea ce se întâmplă ca fiind sfârșitul vieții. Viața nu se va sfârși acolo și va fi posibil să înțelegi acest lucru în zilele următoare. Sunt așteptate o mulțime de evenimente plăcute, semne de atenție din partea unor persoane interesante, evenimente de divertisment spontan și chiar cadouri. Succesul nu este exclus în probleme profesionale. Norocul îți va dansa pe masă dacă a luptat mult timp și fără succes în carieră. Este prevăzută chiar o întâlnire pentru poziția visată de atâta timp. Trebuie să înveți să asculți propriile dorințe. Dacă nu dorești să faci ceva, nu o face. Această săptămână este cel mai bine să fie dedicată creativității. Pe 9 și 10 septembrie, intră cu îndrăzneală în afaceri legate de finanțe, totul va merge bine. Dacă ai planificat cumpărăturile, efectuează-ți planul pe 12 septembrie. Plante prietenoase îți recomandă să te abții de la efort fizic ridicat. Aceasta se aplică atât în deplinirii îndătoririlor profesionale, precum și competițiilor sportive și exercițiilor în sala de sport. Chiar dacă simți că ești plină de forță, nu ar trebui să muncești din greu. Aceasta va duce rapid la epuizarea fizică. În această perioadă bulile infecțioase nu sunt excluse, prin urmare trebuie acordată o atenție specială sănătății, procedurilor preventive. În a doua jumătate a săptămânii este posibilă îmbunătățirea poziției financiare. De aceea aceasta este o perioadă potrivită pentru cumpărături. Un succes deosebit va fi în achiziționarea de electrocasnice, un telefon mobil sau un laptop. Weekendul ar trebui să-l petreci cu oameni dragi inimitale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!